Hatice, înțeleg că a căzut aseară și a căzut destul de zdravăn pentru că se uita Simona la lovitura ei de pe spate și o întreba, ți-ai dat cu o cremă ceva sau așa ești tu vânătă până sus? Îi spunea Hatice că și-a dat cu ceva pe spate, părea destul de grav, dar mai mult o julitură decât o lovitură, din câte înțeleg. A început să râdă Hatice, să le povestească cum s-a întâmplat. Andrei a început să o imite pe Hatice, înțeleg că el a văzut faza. Îmi spunea Hatice că a călcat în coșul de rufe, probabil că în baie, pe scările acelea, nu și-a dat seama și cumva a aterizat în coșul de rufe, a alunecat și s-a lovit. O imita Andrei aseară cum se dezechilibrase și au râs foarte tare, s-a amuzat și Hatice și Simona, râdea și doamna Eleonora pentru că era acolo. Bine că nu a pățit ceva mai grav, o julitură trece.